Ziua și bine v-am găsit. Astăzi 16 aprilie 2019. Vreau să vă prezint ceva. Asta pentru cei care sparg cuiburile și le des de aucaturi, nu știu ce. Ia uitați ce am eu aici. Gheață. Gheață. Deci avem gheață, avem gheață. Este ora 9 dimineața. Iată ce gheață avem aici, la ora 9. Ce putem să spunem acum? Bineînțeles, e soare, uite ce frumos. Dar totuși avem gheață. Albinuții stau în stup. Eu vin dimineața și urmăresc albinile care mor în timpul nopții. Am ținut cuiburile strânse, cu toate că mă tenta să le las libere. Iată așa, două albinuțe au murit în timpul nopții. Ieri au ieșit foarte frumos la zbor, a fost un pic mai cald. Uite și aici, avem una moartă, da? De ce vreau eu să arăt asta? Fiindcă nu am puiet scos afară. Nu am puiet mort, n-a înghețat puietul, chiar dacă am temperaturile astea grozave, negative. Iată, trei albinuțe. Am avut noroc că acum două săptămâni am strâns cuiburile și am rezistat tentanței de a nu dezvolta cuiburile foarte tare. Am pus doar câte o ramă pentru a avea loc albinuțile unde se depoziteze. Ce au mai adus ele polen acolo? Acum două săptămâni, când am zis că am avut minus 4 grade, am fost contrazis de un vecin aici din localitate. Dar acum să văd ce mă mai contrazice, că avem temperaturi de îngheață apa. Și am înghețat ca lumea și este ora 9 dimineața și încă tot înghețată apa. Deci atât am de prezentat acum. Eu mă bucur, cum am zis, că albinuțile mele sunt bine, ok. Am fost precaut și am ținut astfel stupurile. Până la următorul filmuleț, să aveți sănătate, inspirație cu albinuțele, că uitați ce se întâmplă câteodată, și aveți grijă de voi. Numai bine!